ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește dulceață de pepene galbenă. Haideți să vă arăt ingredientele. O să avem nevoie de următoarele ingrediente. De pepene galben, uitați așa arată, avem 3 bucăți. Dar eu prima dată le curăț, le cântărești și vă spun exact curățat, cântărit cât are. Și o să folosim zahăr și lămâie. Dar asta vă spun la urmă, după ce am curățat, am cântărit, vă spun exact cât pepene punem, cât zahăr punem. Asta când o să pregătesc de pun pe foc. Dar eu v-am arătat că ne trebuie decât pepene, zahăr și lămâie. Și Miriam va fi ajutorul mamei, da? Da. Și acum, dragii mei, zahărul punem deoparte și lămâia și o să ne punem... Să știți că folosesc cuțitul nou. Că mi s-a spus că nu folosesc cuțitul. Dar pe cel mijlociu, nu pe cel mare, nu? Da, pe la mijlociu. Și atunci, acum luăm așa pătocător, le curățăm, le tocăm, o să și le spăl odată, să știți. Și după ce e pregătit tot, o să le pun pe cântar. Uitați, așa arată, vedeți? Eu am fost în piață și am luat, le-am luat foarte ieftin și de aia am luat și m-am gândit să fac dulceață. E-s foarte copte, sunt un pic așa mai, nu stricate, un pic lovite. Și ne-au dat foarte, foarte ieftin. Am luat cu 1 lei kilogramul, că dacă nu luam așa, nu luam și nu făceam. Dar dacă am găsit așa ieftin, normal că am luat și... Fac dulceață. Am tăiat-o așa în 4, vedeți? Și uitați, curățăm, scoatem tot ce trebuie scos, sămânța, unde-i lovit, tot. Și le tăiem cuburi, le curățăm foarte, foarte bine să nu rămână nimic în ea stricat sau lovit sau ăsta. Și punem aici în bol și o să le aruncăm după aia, bineînțeles. Uite. Deci acum am scos mezul și bineînțeles le curățăm de coajă și am acolo un blit foarte mare care o să punem uitați, aici vine pus. Și acum le luăm coaja și punem miezul în blidul ăsta mare, unde v-am spus că o să vină tocat, mărunt, și o să vine spălat. Să știți că are o aromă unică, așa de fain miroasă. Nu sunteți aici să vedeți, să vă tai o felie, să gustați. Sunt foarte dulci, sunt direct de la proprietari. Deci de la oameni, de la țăran, de pe câmp. Mami, vezi foarte... că mai au semințe, nu-i bai? Păi, mami, o să mai vină tocat foarte mărunt, o să vină tocat așa cubulețe, mami, și le scoate, mami, tot afară și mai vine și spălată, nu o lasă așa, că trebuie pregătit bine, cu mare atenție, să nu rămână absolut nimic. Eu acum trebuie curățat. Vă salut și eu pe toți și Miriam supraveghează aici da. Toată acțiunea. Mami, o să le aruncăm imediat și vreau să vă spun că mie mai mult îmi place pepenele astea galbenă decât aia roșie. Tot și aia sunt bune și o mâncăm și ne place foarte mult. La soțul meu și la copiii mei îmi plac aia roșii mai mult. Mie scrieți-ne în comentarii vouă care pepene vă place mai mult, cel roșu sau cel galben. Miriam, ajutorul mamei. Da, să știți că am ajutor, da, foarte adevărat. Miriam ne ajută. Uitați, o tăiem în două. Așa. Și scoatem sămânța. Pune, mami, pune zahărul mai încolo și pune blidul aici, te rog. Așa. Ai grijă, încet. Uitați ce fain să ia sămânța. Foarte copte și miroase foarte bine.
și vreau să vă povestesc că noi când eram mici, acasă la Zăran, la Ziman, tot Zăran zic acum, Mihai e din Zăran, nu eu, eu sunt din Ziman. Și bunica mea, din partea lui maică mea, ei aveau pământ mult. Și în fiecare an ei sămânau lubeniță. Aveau o parte unde ei sămânau lubeniță. Și noi meream în fiecare, când se făceau vara, meream și noi. Vai, abia apucam să merem și noi pe câmp, acolo unde aveau ei pământul, să luăm lubeniță. Și abia așteptam să vină bunica mea, că bunica mea și lucra la fabrică și săraca avea pământ și na, erau oameni foarte harnici, să știți, și aveau de toate. Și noi copii, gândiți-vă că am fost 4 copii, abia am așteptat să vină să merem, să culegem lubenița. Și când meream acolo, credeți-mă, toată lumea se rea la lubenița aia roșie, mare. Și lua fiecare că mai grea era lubenița decât noi. Și toată lumea lua una din aia. Eu nu vă mint și nu că mă dau mare sau ceva. Eu meream direct la aștea galbenă. Și mă uitam să fie coaja cum e la asta, așa, știți? Să aibă miezul verde. Aia cu miezul verde, că e mai aromat, știam. Care are coaja așa creață, aia are miezul verde. Și aia e mai aromată. Și mă uitam care mai... Da, da. Mă uitam care are coaja așa, să aleg, să-mi iau din aia. Și eu îmi luam din aia. Și zicea bunica mea că... Dar numai atâta ei. Da, zic, mie mă ajunge asta. Zice, nu, bine. Și toți ziceau și se râdeau că eu iau una mică galbenă și ei luau dita mai din aia roșie, care erau mai mare. Că nu le trebuiau mai micuțe, numai care erau mai mare. De multe ori, altele nici nu erau așa bine coapte, dar ei le luau că erau mare, știți? Da, așa făceam noi când eram copii la bine. Nu eram mici, 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 că... Aveam 7-8, da, ca tine eram așa mai mare, deja știam. Dar vă spun sincer, deci toți luau din aia, numai eu luam din asta, că mie asta îmi plăcea mai mult. Și acum dacă mă duc în piață și găsesc, prefer să iau din asta decât din aia. Nu că nu-mi place, îmi place, dar e mai gustoasă, e mai bună asta. Și mie mai mult îmi place pepenele roșu. Da? Foarte bine. Și la Mihai, să știți. Uitați cât coajă și miez am scos din ea, vedeți? Degeaba cântăream eu înainte și vă spuneam atât are, că uitați cât am aruncat din ea, vedeți? O grămadă. Și încă nu-i gata, că mai trebuie să curățăm. O tăiem așa, în două, că e foarte mare. Am 8 de lămâie. Și o curățăm frumos, uitați așa. Uitați ce miez frumos are, ce fain e, foarte, 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 foarte. Îi zici că... Și miroase, miroase atât de toată bine. Toată casa miroase. Așa de bine, frumos. De fructe. Exact. Cred că v-am făcut poftă cu acest pepene, așa că dacă aveți ocazia, luați și dumneavoastră, faceți dulceață, mâncați-l așa proaspăt în salată de fructe, cum doriți. Da. Eu mi-am făcut salată de fructe astăzi. Am văzut. Din pepene, galben, mure, persic, prune. Da, wow, ați auzit? Mai zi odată. Din câte au făcut? Din pepene galben, mure, prune, persic. Bravo. Și tu singură l-ai tăiat și ai făcut. Bravo, Mira. Ți-am pus și bombonele colorate. Și? Și bombonele și-o mai pus. De ce nu ai filmat să le arăți? Nu mai avem asta și atunci am gătat cu curățatul și atunci pot și să le cântăresc, să vă spun exact cât are.
acum numai o spăl și... Am tăiat bună. Așa bine taie nou cuțit, da, mami. Păi spală-te pe mâini și acum vezi ce faci. Oprești. Am curățat, dragii mei, uitați așa arată și acum le tăiem cuburi, așa, cuburi micuțe. Și o să le transferăm într-un alt bol. Uitați aici, așa. Și așa le luăm pe rând și le tăiem așa cum putem, cuburi micuțe. Și după aia așa. Vedeți? Mere repede. Foarte repede mere. Deci nu o să vă ținem foarte mult, fiindcă mere foarte, foarte repede și ne grăbim, nu stăm foarte mult. Și când le gătăm, punem pe ea zahăr, lămâie și punem la fiert. Să știți că borcanele eu le-am pregătit, nu vă arăt cum le spăl, cum le dezinfectez. Deci tot e pregătit de înainte, ca să știți, dragii mei. Și cine vrea să pună foarte liniștit, mereți și cumpărați și vă pune și puneți. Că e foarte dulce și foarte aromată și la iarnă vă prinde bine. Puteți să mâncați dimineață la mic dejun. Puteți să faceți din ea plăcintă. Orice, orice, se poate folosi la orice, că e foarte aromată, foarte bună. Și nu foarte multe lume face dulceață de pepene galben. Nu. Eu, sinceră să fiu, acum eu de ani de zile pun dulceață și ăsta. Acum știți că la noi e tradiția să faci din prune, din caisă. Acum mai nou lumea face și din căpșuni și cam atât. Deci asta e, dar din pepene, din fructe, din asta mai deosebite, nu pune lumea. Ba că să știți că e ceva foarte, foarte delicios. Și cine pune, o să pună în fiecare an, fiindcă e foarte bun și o să le placă foarte mult. Că așa e lumea, știți? Nu pune că nu prea știe și ăsta. Dar din moment ce pune odată și îi place mult, atunci pune în fiecare an. Că și eu înainte nu puneam și când am încercat odată, să știți că atâta așa de mult m-a plăcut, că atunci cât de câte ori, bineînțeles, am ocazia că dacă e foarte scumpă și ăsta, normal că nu pun, că nu-mi permit. Dar dacă găsesc ieftin, cum am găsit acum, niciodată nu ratez ocazia să nu cumpăr și dacă mai puțin, dar cumpăr și fac, fiindcă e foarte, foarte, foarte bună. E de lucru cu ea, e adevărat că trebuie lucrat cu ea, dar eu spun că se merită, că e foarte, foarte aromată și foarte bună. O să tăcăm și revenim când suntem aproape gata. Da, dragii mei. Am tocat blidul ăla e plin, vedeți? Mai am cam încă o dată atâta și cum v-am spus, o să vă spun cât are gramajul. Și atunci o să pun în cratița care o fierbe cu zahăr. Imediat durează, că trebuie tăiat toate cupulețe. Mai găsim câte o sămânță, mai... Na.
Așa este, e de lucru, cum v-am spus, nu e ușor. Numai cine nu a făcut nu știe cum e. Da, e de lucru, îți ia mult timp, să știți. E foarte dulce, foarte aromată și dacă vreți să știți, nu trebuie foarte, foarte, foarte mult zahăr la asta, că ea e foarte, foarte dulce. Puteți face și fără zahăr, dacă doriți, nu? Se poate face fără zahăr. Da, se poate, dar nu. Noi punem un pic, că o să folosesc. Dar conservant o să pui, mami? Nu. Păi atunci trebuie zahăr, nu? Da. Și acum, uitați, aici deja e plin, aici nu o să mai pun acum, o să pun în alt bol. Vedeți că le-am umplut bolul ăsta cu vârf, nu mai pot să pun. Acum o să punem în blidul ăsta unde să... Așa, le tăiem și le punem aici. Tot așa, eu așa le tai cum pot, cu buli mărunte, voi le tăiați cum vreți. Deci nu e o regulă. Cum vă place? Explică de ce nu le-ai pasat, nu le-ai dat la blender. Ca să puteam să dau la blender, da, așa merea mai ușor, nu aveam atâta de lucru, dar am vrut să fie așa cuburi, să simțim, să rămână și când o fierb, așa cuburi, că e mai bună, e mai altfel, e mai plăcut când găsești o bucățică întreagă în ea, exact ca la căpșun, știți? Eu nu-i tot una când e blenduit și... simplu sau când găsești o căpșună întreagă, te bucur, nu? Așa e și la asta. Când o găsești așa cub, arată mai bine, e mai dulce, e mai bucurie. Deci e mai bun, nu? Într-un singur cuvânt. Nu mai avem mult, avem puțin. Și vreau să vă spun, dragii mei, că ați văzut că am făcut și murătură de lubeniță, am făcut și dulceață, și compot. Și o să pun la toamnă, dacă ne ajută Dumnezeu și găsim, o să, dacă, deci nu, vă promit, nu spun 100%, găsim pentru zacuscă, o să punem și zacuscă și o să punem și murături, da? Aia să pune în septembrie. Dacă așa găsești ieftin, că mama a spus în celălalt videoclip că dacă e scump, ea nu pune. Da, așa e, da, l-am mințit, vă spun sincer. Deci dacă, deci gândiți-vă, am fost astăzi în piață, v-am pus filmulețul și o să vedeți. Și asta e o piață foarte, foarte mare în Arad. Ieri, mami, nu astăzi, ieri ai fost în piață, ieri dimineață. Da, da, da. Și e o piață foarte, foarte mare, unde este de toate. Eu, cine e din Arad cunoaște și știe, de asta e acum cea mai ieftină din Arad, că dacă s-a desfințat piața asta mare, acum toată lumea merge acolo și le cumpără de acolo. Se numește piața Obor, deci așa se numește. Și acolo este, nu în fiecare zi, cred că marța, joia și sâmbăta. Vinerea. Da, nu mai, nu știu exact zilele sigură, dar nu tot timpul. Și vreau să vă spun că... acolo vin țărani cu produsele exact, lor din grădină, în mare parte, că acum sunt și comercianți, dar în mare parte vin țărani cu produsele lor și credeți-mă, produsele noastre românești de la țărani sunt mult, mult mai bune, mai delicioase și găsești și la prețuri destul de ok. Așa că, da, se merită să mergi acolo. Singura inconveniență e că e foarte aglomerat. Foarte. Nu știu de ce li se permite accesul cu mașini în piață. Înțeleg mașinile pentru marfă, dar sunt multe cu mașini mici, normale, din astea. Și nu ai și loc. Creează o arababură acolo. Confort. Da.
Deci e foarte, nu-i loc, nu-i aer, e multă lume, n-ai... Dar dacă aveți nervi suficienți, mergeți. Da. E, și acolo, dacă merg mai des, e posibil și sigurat că să găsești produse foarte ieftine și să merită să te apuci să faci, bineînțeles, zacuscă. Noi ne dorim să mai mergem, măcar cât sunt eu acasă, să vedem săptămâna viitoare, dacă e să mai mergem măcar o dată în piață, pentru că v-am spus, găsești niște produse cu un ieftin. Gust. Da, ieftin ca ieftin, dar gustul face diferența față de cele din supermarket. Și cum am spus, dacă eu găsesc acolo, eu pun și zacuscă. Dacă nu găsesc, să știți că nu pun. În fine, o să terminăm de tocat și vă arătăm mai departe, să nu vă mai ținem la tocat. Nu, mami? Da. Acum am gătat de tocat, atât am o ieșit. O să cântăresc, încă n-am cântărit numai ce am gătat, să știți. Și acum o să storc și lămâia, pun și zahărul după ce o cântăresc și o pun și în cratiță deja la fiert. Și o să fierbe. Deci următorul pas asta este. Deci cântărim, punem zahărul și lămâia și punem direct la fiert. Uitați, am cântărit, are 3,697 kg, deci undeva la 3,5 kg. Că și bolul, deși e foarte ușor, cătărește și el ceva. Deci 3,5 kg de pepene. Acum, bineînțeles, tăiem lămâia. Punem două lămâi întreg. Uitați așa. Și o să le stoarcem. Și la 3,5 kg. Jumate. Să pun 1 kg de zahăr. Cam mult, mami. O să fie foarte, foarte dulce. Nu știu, e prea mult, nu? Pune 600 de grame de zahăr, 7, nu? O să vedem, revenim și vă arătăm. Punem și zeama de la 2 lămâi. Am stors 2 lămâi, se vede, nu? Și acum punem 1 kg, deci la 3,5 kg punem 1 kg de zahăr. Ne-am hotărât să punem 1 kg. Da, voi dacă vreți puneți mai mult, mai puțin, cum vă place. Noi atâta punem, voi puneți cât doriți. Acum o să... O să amestec. Și o pun direct în oala care fierb, dar las un pic să stea vreo 10-15 minute și atunci pun în cratița care o fierb și o fierbem la foc încet, la foc încet. Și vă spun exact cât o să las la fierb. Și am pus zahărul, dragii mei, și acum, bineînțeles, amestec cu zahărul. Un pic așa. Vedeți? Și o lăsăm un pic să se topească, să lasă un pic de zeamă, ca să, dacă punem la fiert, să nu se prinde. Ce trebuie lăsat un pic, musai. Mai eu amestec totuși o țâră. Uitați. Așa. Deci v-am spus, nu vă mai repet, să ziceți că tot repet aceeași cuvinte. Ați văzut cât pepene am tăiat, cât zahăr am pus și lămâie și acum nu rămâne decât numai să fierbem. Acum acopăr și las să stea vreo 10 minute. După aia punem... Dragii mei, uitați, am transferat într-o cratiță unde eu fac gemul și am pus-o la fier deja. Am lăsat să stea vreo 20 de minute, 25 o stat. Nu mai mult, că n-am timp să las așa mult să stea, o lăsați zeamă, uitați. Vedeți aici, că vă arăt. Asta vă arăt, o lăsați destul zeamă, putem să punem la fiert. Și acum, bineînțeles, încă nu fierbe, că numai ce am pus,
amestecăm, am băgat aici o lingură de lemn cu care amestecăm și lăsăm la foc încet să fiarbă. Eu acum pun și capac până începe să fiarbă și lăsăm la fiert. A început să fiarbă. Bună ziua, oameni dragi, mai ajut și aici la amestecat. Dă o mână de ajutor. A venit și tata să vadă cum merge cu gemul. Începe să se mai îngroașe. Zic că fierbe deja de o oră, mai lăsăm un pic și oprim și punem în burtane. Da, imediat. Ați auzit-o pe mama. Mai puțin și pune în burtane. E foarte fain îngustat. Extraordinar de pepene galben. Așa arată. Uitați, a scăzut mai bine de jumate. Fierbe de o oră și 20 de minute. Deci nu mai o las. Uitați, așa arată. Uitați-vă aici. E tăiată cuburi, știți? Mai mult de atât n-am cum să o fierb. E foarte bun la gust. Eu deja o pun. Nu mai stau cu am ea nimic. Am pregătit borcanul. Da, am pregătit aici borcanele și le punem. Luăm așa, câte un pic și le punem în borcane. Nu o să-mi iasă mult, dar cât iese, noi suntem mulțumit. Am dat pe ea 20 de lei pe toate, dar am mai și mâncat din ea, așa că... S-a meritat. Da. Am capacele pregătite. Priviți cât de bine arată. Punem capacul. Am aici cârpă, bineînțeles, și o să mai strângem pe ea o dată, cu capul în jos, așa. Vadă lumea că cât îmi iese, că nu îmi iese mai mult de 3-4 borcane, nu iese. Asta este. Am fiert pe ea foarte mult. Să știți că lasă la apă de numai, că doar știți că asta conține multă apă. Uitați, 3 borcane o să-mi iasă. Punem capacul, strângem pe ea și luăm cu prosopul și punem cu capul în jos. Foarte bine, mirosul este unul demențial. V-am spus că nu iese mai mult decât 3 borcane. Ați văzut că am știut. Deci uitați, arată acolo ce au rămas numai. Deci m-au ieșit 3 borcănuți. Câți litri? Deci 3 borcane de 800. 800 de mililitri. Da. Uitați, așa, o ștergem și acum, deci am pus 3 borcane, mă ieșit, am pus cu capacul în jos, o acoperim, uitați așa, trebuie acoperit bine, așa, și o lăsăm până mâine să stea așa și mâine o luăm și punem pe raft. Deci mai o rămas un picuț, o să pun într-un bol și vi-l prezint și aia. Deci m-a ieșit din 3 kg jumate, 3 borcane și un kil de zahăr. Dragii mei, gemul de pepene galben este gata. Uitați, așa arată. Vedeți? Așa. Uitați. Asta e ce a rămas după cele 3 borcane. Deci, așa, este așa cuburi, că ați văzut că le-am tăiat cuburi, așa. E foarte, foarte, foarte delicioasă. Eu am gustat. Deci are o aromă aparte. Uitați. Bine, încă e caldă, că nu s-a răcit. Uitați cum stă pe pită, deci se poate pune pe pită, așa, și bineînțeles se poate mânca. Arată cum arată pe pâine. Uitați. Să vadă lumea. Așa arată pe pită și așa arată în... Așa. Deci e foarte, foarte bun. Încercați și voi. Adevărat că m-a ieșit foarte puțin, dar am fiert pe ea, credeți-mă, aproape o oră jumate, o oră și 20 și ceva de minute, deci foarte mult, o scăzut nu jumate, o scăzut 3 sfert,
din oală. Deci, gândiți-vă, am pus 3,5 kg de pepene galben și 1 kg de zahăr. Și din aia m-au ieșit 3 borcănuți de 800, atât. De am fiert foarte mult, a ieșit foarte bun, mi-s mulțumit. Na, am dat pe aia 20 de lei, zahărul 5, 25 de lei. Din 25 de lei m-au ieșit 3 borcane. Na, vă oplei o mini borcană. Așa că încercați și voi, că de la gust nu se discute, e foarte bun, merită. Deci, dacă vreți să încerc, dai mult de lucru cu ea, dragii mei, uitați-vă aici. Deci, căldură de nemaipomenit, mult de lucru, tot trebuie să stai lângă ea să o învârți, asta este. Dacă vrem gem, trebuie să suferim. Așa că dacă vă apucați, să știți ce vă așteaptă. Dar adevărul că este foarte bun. Am gătat, Doamne, mulțam. Cum v-am spus, m-au ieșit 3 borcane. Mâine o punem părat. Și asta este rezultatul. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să urmăriți în continuare. Vă doresc poftă bună și la revedere, dragii mei!